încă n-ai aflat secretul? Nu-i nimic. Ți-l spun eu. Acum putem croșeta jucării perfecte pentru dentiția bebelușilor într-un timp foarte scurt. Hai să vezi cum! Salut și bine ai venit în lumea croșetei fermecate, locul în care dăm viață jucăriilor croșetate. Așa cum ați ales, astăzi vom croșeta împreună o vulpe pe formă de lemn. Forma de lemn de la Roxana Ciorogariu, de la Puca Toys. Spălați datele ei pentru comenzi. Comenzile au loc în data de 1 și 15 a fiecărei luni. Deci vă treceți pe o listă de așteptare dacă doriți și voi să lucrați astfel de jucării alături de mine. Aceste jucării sunt potrivite pentru bebelușii de la 3 luni până la un an, un an și 3 luni, un an jumătate, atunci când au probleme cu dentiția. Lemnul este foarte bine șlefuit, adică șlefuit manual de un domn tâmplar, o muncă pe care și noi trebuie să o prețuim, la fel cum ne dorim noi să ni se prețuiască munca manuală. Așadar, formele de lemn sunt foarte atent lucrate și foarte prețioase, zic eu. După care, noi mai adăugăm părțile croșetate din bumbac mercerizat, recomand, pentru durabilitate, pentru că acestea vor fi ronțăite de-a dreptul. Adăugăm niște zdrângănele pentru a stimula și auditiv. Așadar, obținem niște jucării senzoriale de dentiție din materiale naturale lucrate manual. Haideți să vedem materialele necesare și cum se lucrează această vulpiță. Pentru vulpiță, ca și materiale necesare, avem așa. În primul rând, bineînțeles, forma de lemn. Aceasta se poate folosi și pentru raton, dar cu culorile potrivite este o vulpe drăguță. Pentru fir am pregătit bumbacul mercerizat de la Peria Everest, un fir la 50 de grame, 125 de metri, vedeți, 100% bumbac mercerizat. Se recomandă cu croșeta de 2-4. Eu lucrez cu 2 pentru jucării. La fel am portocaliu de la Peria Everest și am și acest alb unt, așa. Să vedem pe care le folosesc și cum. Le voi lucra alături de voi și sunt tare, tare entuziasmată. Mai aveți nevoie de puțină umplutură pentru coadă. O foarfecă ne va ajuta, marcatorul. Eu am pregătit și niște clopoței din ăștia mititei pe care o să-i bag în codiță. Un ac de cusut ne ajută la asamblare și cam atât. Spor și voie bună. Haideți să începem cu urechea. Pentru urechi începem cu negru și vom începe într-un cerc magic. Fixez cercul magic cu un ochi de lanț și acum lucrez 6 piciorușe scurte pentru rândul 1 în cercul de lanț. În cercul magic, scuze. 3, 4, 5, 6. Închid cercul magic și lucrez în continuare în spirală. Aici la negru e un pic mai greu, dar nu lucrăm mult cu negru. Rândul 2, deci în spirală, lucrăm un picioruș scurt și o înmulțire. Marcați-vă primul picioruș al rândului 2. Înmulțire înseamnă că facem 2 piciorușe scurte în același picioruș al rândului anterior. Și continuăm. Un picioruș scurt și o înmulțire. Deci 2 piciorușe scurte, da? Un picioruș scurt și o înmulțire. Am ajuns la finalul rândului 2. Asta mi-o spune și faptul că marcatorul mă încurcă și trebuie să-l scot, da? Rândul 3. Voi face 2 piciorușe scurte și o înmulțire.
Un moment. Început rândul 3, îmi marchez ochiul. La primul rând am făcut 6 piciorușe scurte în cercul magic. La rândul 2 am făcut un picioruș scurt și o înmulțire. Am repetat secvența de 3 ori și am obținut 9 piciorușe scurte. Acum vom face 2 piciorușe scurte și o înmulțire. Asta este secvența de la rândul 3 pe care o să o repetăm. Și obține 12, 1, 2 și o înmulțire. Da? Și mai fac o dată. De 3 ori am repetat secvența de 2 piciorușe scurte și o înmulțire și am ajuns la capătul rândului și am 12 piciorușe scurte. Rândul 4. Voi face la fel. 2 piciorușe scurte și o înmulțire. Îmi marchez. Hop. 2 piciorușe scurte și o înmulțire. Până la capătul rândului. O să repet de data aceasta, însă, de 4 ori. 2 piciorușe scurte și o înmulțire. 2 piciorușe scurte și o înmulțire. Și trebuie să mai am 3, nu? Unde fac 1, 2 și o înmulțire. La final. Și am obținut 16 piciorușe scurte. Următorul rând. Facem un picioruș scurt pentru început, da? Îmi marchez. Am ajuns la rândul 5 și voi face 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și o înmulțire. 1, 2, 3 și o înmulțire. 1, 2, 3 și o înmulțire. Mai trebuie să am de o tură. 1, 2, 3 și o înmulțire. Și am ajuns la capătul rândului. Am 20 de piciorușe scurte. Da? Am repetat secvența de 3 piciorușe scurte și o înmulțire de 4 ori. 1, 2, 3 și 4. Bun. Cam atâta fac cu negru. Schimbăm culoarea. Începutul, firul ăsta de început, îl puteți securiza. Numai puțin, am nevoie de un ac de cusut. Capătul, da, de la cercul magic, să nu cumva să se desfacă, puteți să voi îl prindeți. Aceste jucării vor fi molfăite și tras cu dinții și e bine să fim prevăzătoare și să lucrăm cât de bine posibil. Așa. Bun. Așa, înainte să schimb culoarea, ultimul ochi îl las neterminat, da? Trec la portocaliu și trag prin amândouă buclele ale piciorușului neterminat. Stați așa, că mi-erau cam largi. Da? Așa. Acum o să fac un nod aici. Și folosim trucul pentru schimbul de culoare. Dacă încă n-ați văzut trucurile de pe acest canal, vă las un link pentru playlist. Foarte multe trucuri învățate de-a lungul anilor le-am împărtășit cu drag cu voi. Dacă vă place acest canal, nu uitați să vă și abonați cu ocazia asta. Eu vă aștept! Bun. Trucul pentru schimbul de culoare este că în primul ochi, în primul picioruș, după ce am schimbat firul, lucrăm un picioruș alunecat. Da? Și acum, în același ochi, vom continua cu un picioruș simplu. O să vedeți că arată mult mai bine.
Așa, și rândul acesta, rândul 6, dacă nu mă înșel, da, facem 4 piciorușe scurte și o scădere. Hop, 3, 4 și o scădere. Până la capătul rândului obținem 24 de piciorușe scurte. Rândul 7 vom face 5 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. 1, 2, 3, 4, 5 și o înmulțire, da? Până la capătul rândului o să avem 28 de piciorușe scurte. Rândul 8. Trecem la rândul 8. Ați văzut că până acum am făcut o înmulțire tot în același loc și vreau să schimb puțin pentru că nu-mi place cum iese. Și haideți să schimbăm acum și vom lucra așa. 3 piciorușe scurte la începutul rândului 8 și vom face acum o înmulțire. Iar de aici lucrăm normal. Facem 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și o înmulțire. Mai avem de făcut încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și o înmulțire. Nu, și încă o dată, scuze, de 4 ori avem în total, dar 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Aici mai avem o înmulțire de făcut și ne rămân 1, 2, 3. Da? Și am schimbat locul unde înmulțim și veți vedea că își revine urechea noastră. Acum, de data aceasta, trebuie să mai înmulțim, de fapt, doar cu 2. Și cum o să facem asta? Acum avem 32. Haideți să facem 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și o înmulțire. Acum lucrăm 15 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și o înmulțire. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Avem 34 de piciorușe scurte, da? Rândurile 10, 11, 12, 13, mergem cu 34 de piciorușe scurte. Adică lucrăm un picioruș scurt în fiecare piciorușe al rândului anterior, mergem așa fără să mai facem absolut nicio chichiță, briz-briz, nicio șmecherie, până am terminat rândul 13, da? Ne întâlnim acolo să vedeți ce vom face apoi în continuare la urechiușa noastră. Vedeți că mi-am pus marcator cu capătul negru. Am terminat rândul 13, la rândul 14. Începem cu scăderea invizibilă, adică o lucrăm în buclele din față. Introducem croșeta în următoarele două bucle din față, următoarelor două piciorușe, da? Iau fir, trag prin amândouă, iau fir și trag prin cele două bucle rămase. Și din două piciorușe am făcut doar unul. Aceasta este scăderea invizibilă. Iar apoi mă duc mai departe și fac
15 picioare scurte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Încă o dată. O scădere și mai trebuie să am încă 15. Rămân cu 32 de piciorușe scurte. Cu care continui. Încă 3 rânduri. După ce am terminat rândul acesta, rândul 14, cu scăderile, mai facem rândurile 15, 16, 17 cu piciorușe scurte, iarăși fără nicio șmecherie. Opa, că era să sar un. Da? Bine, acesta o să-l putem și scoate la final, da? Ne întâlnim la finalul rândului 17. Aveți grijă să aveți tot 32 de piciorușe scurte și vedem cum continuăm. Am terminat rândul 17 și voi încheia, dar haideți să vă arăt exact cum o să facem, pentru că e diferit la cele două urechiușe. Dacă o lucrăm acum pe urechiușa, eu mai am una lucrată. Și așa va trebui să iasă, da? Și atunci, dacă o lucrăm pe asta din partea aceasta, trebuie să facem chestia asta, chestiuța asta, așa. Știți? Hai să începem cu urechea din partea stângă și vom merge și închidem. Deci lucrăm prin amândouă părți aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, op. Aici era 7 pentru că primul era de început, da? 7, 8, 9, 10, să vedem cum facem aici, 11, 12, practic voi închideți aici frumos. Și trebuie să îndoim 3 la 5. Așa am făcut dincolo. Și mai lucrăm o dată peste astea 5. Cu piciorușe alunecate, intru pe de o parte și alta și îl închid. Da? Bineînțeles că se poate face și cu acul de cusut. Numai eu nu mă mai încurc. Mă interesează să-mi stea urechea așa. Și acum trebuie să iau forma și să intru, să croșetez urechea mea în formă. Haideți să mai încercăm o dată și voi face simplu. Voi încerca să intru din față cu croșeta. Aveți grijă de croșetele voastre, care ale mele s-au cam, a mea s-au cam strâmbat cât m-am chinuit aici. Așa. Deci intru cu bucla pe croșetă. Intru prin față, trebuie să ies și să-mi trag de aici. Da? Aici iau fir și îl trag prin găurică. A ieșit. Așa. Acum îmi termin eu piciorușul și mai fac același lucru. Intru și intru prin lucru, îmi pun firul și îl trag prin găurică ca să-mi termin piciorușul. De fapt, sunt tot niște piciorușe simple, doar că prin găurică și sunt mai complicate, da? Trebuie să prindem de câteva ori, aveți grijă și de fir, să nu se despice. Și încercați să lucrați, să intrați cu croșeta cât mai aproape. Aici e un pic de chinuială, cred că până ne obișnuim la vulpiță. Bine că eu cred că se poate prinde și cu acul de cusut și mult mai ușor, dar... Da.
Așa e. Așa îmi doresc eu să o fac acum, în croșetă, da? Acum, că am prins-o cu 3, o să mă duc cu piciorușe alunecate. 1, 2, tot așa să aveți grijă de fir. 1, 2, 3, așa. Cam ajuns la cealaltă găurică, da? Și din nou fac același lucru. Trebuie să îmi prind lucru, să intru cu croșeta aici. Mi s-a strâmbat croșeta. Așa. Bun. O să iasă. Mai fac încă de 2-3 ori cât pot. Să prind bine. Și mi prinsă urechiușa. Eu încerc să mă duc până la finalul urechiușei, da? Să arate drăguț și în partea asta. Dacă găsiți voi alte metode, cu siguranță vom putea să facem schimb de experiență. Pe grupul Secretele Croșetei Fermecate vă aștept cu tehnicile voastre. Dacă aveți una mai bună decât asta, să-mi ziceți cum merge cu acul de cusut, de exemplu. Mă gândesc că trebuie să fie mai ușurel. Bun, așa. Acum am împins un pic lucru, să nu mi-l tragă. Dar sunt mulțumită de rezultat, nu se vede urât. Mă voi prinde acum de aici, să ies din găurica asta. Bun, perfect. Așa, îmi tai firul. Așa mi-am propus să vă arăt pas cu pas. Acum le lucrez și eu prima oară. Știți că cu lucrul descoperim mereu tehnici noi prin repetiție. Și dacă o să vă țin la curent cu noile descoperiri, cu siguranță lucrăm împreună. De aceea, ce îmi place la comunitatea pe care am strâns-o în jurul acestui canal este că pe Secretele Croșetei Fermecate, de fapt, sunt secretele comunității noastre. Toată lumea împărtășește cu drag, se bucură atunci când descoperă un truc nou și îl împărtășește cu toate membrele grupului. Nu mai păstrăm secrete, pentru că împreună suntem mai puternice, eu așa zic. Și un secret din asta, o tehnică păstrată pentru tine, sincer, nu știu cu ce te bucură. Te bucură atunci când vezi că lumea, că ajută și pe altă lume. Așa sunt eu, cel puțin. Bye! Spuneți-mi dacă vă place cum a ieșit. Mie îmi place mult, mult, mult. Haideți că o să desfac un pic ca să lucrăm urechiușa aceasta la altă împreună, pentru că e puțin diferit. Și anume, ca să facem în partea asta, trebuie să facem în felul următor urechiușa mea. În partea asta o să începem așa, deci la urechea dreaptă, da? Începem să lucrăm și să încheiem acest prin ambele părți, da? Și acum am făcut 3, 4, 5 piciorușe scurte și mi le îndoi, vedeți? Și acum lucrez prin partea asta și prin cele două, ca să mi se îndoaie bine. Da? Acum lucrez prin 3 până la 1, 2, am grijă să arate frumos, 3 și 4. Trebuia să fac, de fapt, chiar și piciorușe alunecate, da? Cred că e bine și așa. Și acum continui cu ce mi-a mai rămas, fac piciorușe simple, da? Prin amândouă părțile. E simplu, nu? 3, 4 și 5. Asta a fost încheierea la urechea dreaptă. În rest am lucrat absolut la fel, același model, da? Nu știu de ce am făcut asta. Mi-am tăiat firul. Voi ce ziceți de ce am făcut asta? Sincer, acum.
Acum va trebui să lucrez eu și cred că nu o să-mi ajungă. Doamne, George, dar ce-i cu tine? De ce am tăiat eu acum firul? Că eu trebuie să mai am să lucrez aici. Tot așa o să intru prin față. Pac, pac. Și lucrez prin amândouă. Da? Și așa. Încerc să-mi trag. Să nu-mi rămână mult, mult aici. Așa. Vedeți că stă bine urechea. Chiar fain arată. Da, da. Ia să vedem asta. Cum va ieși. Tot așa lucrez să bag de 2-3 ori prin gurică. Partea asta de urechiușe va fi ronțănită cu siguranță de cei mici. Da, e rod și lemnul, prind și de... Aici simt altă textură și ajută și partea asta croșetată la gingi. Bumbacul mercerizat este foarte ok. Bun. Merg mai departe cu câteva piciorușe alunecate. Să vedeți ce mi-am făcut eu cu mâna mea, că nu mi-ajunge firul. Doamne, dar nu știu ce m-am apucat. Să-l tai. Hop. Intru în fiecare picioruș o vreme până ajung la cealaltă găurică. Așa. Bun. Și o să închei intrând din nou. Și cred că trebuie să văd eu și de fir. Doamne, Georgie. Bun. Vedeți? Intru prin amândouă. Și mă prind din nou. O să mă încurce nodul meu. Nu tăiați firul până nu terminați. Nu știu ce a fost cu capul meu. O să încerc să fac un noduleț, să nu mă... Să-ți așa... Să lucrez peste nod, cum ar veni. Mergem în continuare. Mi-am lăsat capetele la nod mai mari ca să le pot. Haideți că iese, drăguță. Cu peripeții. Eu sper că faptul că împărtășesc cu voi toate aventurile mele vă dă curaj, vă dă, cum să zic, sentimentul ăla că nu doar vouă vi-e greu, și mie mi-e greu și sinceră să fiu, multe, multe experiențe am cu jucăriile croșetate, dar nu e ușor niciodată. Adică, bineînțeles, e mai ușor, dar aventuri avem mereu. Și sincer, din aventurile astea învățăm. Și e o pasiune care ne pune la încercare mereu. Avem mereu, mereu noi provocări. Nu știu, pe mine trebuie să mă faceți ambasadoare amigurumi. Că eu îs atât de încântată de tot ceea ce înseamnă jucării croșetate. Haide, George, că poți. Poți, 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 poți. Vezi, dacă zici că poți, poți. Așa le zic la băieții mei. Dacă vrei să poți, poți. Așa. Mai am un pic. Și anume, vreau să-mi adun aici și să intru. O să mă încurce pe mine nodul meu un pic. Exact aici vreau să intru croșeta, să ies din găurica asta, știți? Să mă prind de ureche. Reușesc, mă duc un pic mai în spate, tiptil, tiptil așa, da? Și îmi trag apoi firul. Bun, acum pot să îl tai. Doamne, ce m-am încurcat singură. Da, o să încerc să-mi tai nodul ăla, să-mi bag eu și acele capete. Și vedeți voi, așa ne chinuie pe noi jucările astea, încât n-avem timp de răutăți. N-avem timp să ne uităm ce face unul și altul, că noi avem aici problemele noastre, nu ne interesează de problemele altora. Eu așa zic, că lumea e mai bună pentru cele care croșetează jucării, în special, nu știu cum e cu altele. Alealte m-o chinui pe mine prea tare, să știți. Dar bănuiesc că e același lucru. Atunci când îți ocupi mintea cu ale tale, n-ai timp de ale altora.
Pam, pam. Mi-am rezolvat eu și cu nodul meu și mie îmi place cum arată pentru prima încercare. O să mai încerc cu acul de cusut să văd dacă se prinde mai bine. Deci nu cu croșeta în găurică. Mai încercăm, cum mai avem animale. Sunt curioasă dacă vă vor plăcea la fel de mult ca mie. Mai avem la vulpiță codița și odată ce-mi rezolv eu aici, trecem la codiță. Și să știți că m-am hotărât și codiță o fac cu, nu fac cu negru și cu portocaliu, că o fac cu albul ăsta și cu portocaliu. Super! Da, da, da! E perfect, Lurcică, te-ai descocat. Acum trecem la codiță. Să începem codița. Facem în cercul magic 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și 4. Bun. Închid cercul magic. Încep rândul 2 în spirală și voi face un picioruș scurt și o înmulțire. E mai greu aici. Un picioruș scurt și o înmulțire. Trebuie să fiu la capătul rândului și să am 6 piciorușe scurte în total. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bun. Din 6 trebuie să fac 9 și fac așa. Tot așa mă duc. Un picioruș scurt, 1 și o înmulțire. Da? Încă o dată. Un picioruș scurt și o înmulțire. Și încă o dată. Un picioruș scurt și o înmulțire. Aici trebuie să fiu la capătul rândului 3 și să am 9 piciorușe scurte și le număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Să știți că pe mine, ca ăsta marcatorul, în punctele astea mai mult mă încurcă. Când mai bine numărați, fiți foarte, foarte atente. Rândul 1, 4 piciorușe scurte în cerc magic. Rândul 2, un picioruș scurt și o înmulțire de 2 ori și avem 6 piciorușe scurte la rândul 2. Rândul 3 facem din nou un picioruș scurt și o înmulțire de 3 ori și terminăm cu 9 piciorușe scurte. Următorul rând, rândul 4, 2 piciorușe scurte și o înmulțire. 1, 2, tot al treilea facem înmulțire și din 9 cu 3, 12, așa vine. 1, 2 și o înmulțire. Și trebuie să avem la sfârșitul rândului 4, 12 piciorușe scurte. Iar acum, rândul 5. 1, 2. Din nou fac 2 piciorușe scurte și o înmulțire. 1, 2 și o înmulțire. Unu, doi și o înmulțire. Bun. Și unu, doi și o înmulțire. Acum, rândul 3, 6, 3 piciorușe scurte și o înmulțire. Unu, hop. 1, 2, 3 și o înmulțire. Unu, 2, 3 și o înmulțire.
1, 2, 3. Și o mulțire. 1, 2, 3. Și o mulțire. Apoi, mai departe, rândul 7. Facem 4 piciorușe scurte și o înmulțire. 1. Numai că, haideți să schimbăm un pic unde înmulțim. Așa că facem 2 piciorușe scurte și o înmulțire. Și mergem acum cu 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și o înmulțire. 1, 2, 3, 4 și o înmulțire. 1, 2, 3, 4 și o înmulțire. Și terminăm cu 2 piciorușe scurte acest rând, da? Așa. Am terminat cu înmulțirile. Avem acum 24 și haideți să facem 2 rânduri cu 24 de piciorușe scurte, nu mai înmulțim. Mergeți așa pentru 2 rânduri și apoi ne întâlnim să schimbăm culoarea. Am făcut 2 rânduri și acum schimb culoarea. Trebuie să-mi fac un noduleț aici. Bun. Și trebuie să fac trucul pentru schimbul de culoare. Un picioruș alunecat și un picioruș simplu, da? Și facem acum încă un rând cu 24. Deci, în total să am 24. Piciorușul alunecat de la început nu este înmulțire, deci nu este considerat picioruș și vom merge mai departe cu el, da? Mă duc eu așa mai departe, tiptil, tiptil, un rând. După care, la următorul rând, vom face o scădere. Așa, facem 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 și o scădere. Hop, scădere invizibilă, am intrat prin amândouă, nu știu de ce. Și așa mergem până la finalul rândului cu 4 piciorușe scurte și o scădere. 4 și o scădere. Unu, doi, trei, patru și o scădere. Unu, doi, trei, patru și o scădere. Așa. Am ajuns la 20 de piciorușe scurte. Îmi tai eu firul ăsta lung aici, că nu mai mi-l trebuie. Și fac 2 rânduri cu 20 de piciorușe scurte, fără nicio înmulțire, da? Ne întâlnim apoi să continuăm. Așa, am făcut 2 rânduri și acum facem din nou scăderi și facem 3 piciorușe scurte și o scădere. Da, am făcut 4 piciorușe scurte și o scădere, acum facem 3 piciorușe scurte și o scădere. 1, 2,
3 și o scădere. Să rămânem cu 16, nu? 1, 2, 3 și o scădere. 1, 2, 3 și o scădere. Așa. Și mergem încă două rânduri cu 16, da? Am făcut două rânduri cu 16. Vreau să intru cu un pic de umplutură și să-mi bag și clopoței. Nu vreau să fie mega plină ca să intre și clopoței să se mai audă. Ia să vedem. Da, da. Merge bine. Op! 3 clopoței am avut. Toți 3 am băgat. Mai fac un pic de umplutură. Vreau să mai fac încă două rânduri cu 16 înainte să trec la următoarele. Bun. La următoarele scăderi, da? Deci, în total, o să fie 4 rânduri cu 16 piciorușe simple. Bun. Acum, continuăm și facem 6 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6. Stați așa că vreau să-mi pun un marcator. Să văd ce am aici. Fir negru meu. Să știu unde mi-e începutul. 3, 6 și o scădere, da? Și o scădere. 6 și o scădere. Și încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și o scădere. Bun. Am rămas cu 14 și facem două rânduri de 14, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și încă un rând. Mai departe, facem 5 piciorușe scurte și o scădere. 1, 2, 3, 4, 5 și o scădere. Și încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5 și o scădere. Am rămas cu 12. Mai facem un rând cu 12. Cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12. Am făcut încă un rând și continui. Fac 4 piciorușe scurte, 2, 3, 4 și o scădere. După asta mai o să umplem codița. 1, 2, 3, 4 și o scădere. Așa, hai să-mi umplu eu codița. Așa. Mai fac un rând cu 10 piciorușe scurte. Vedeți că mi-au scăpat aici. 1, 2, 3, 4, 5. Îmi place coada noastră, vă place? 5, 6, 7, 8,
9, 10 și fac prin amândouă, închid, da? 1, 2, 3 și 4. Bun. Am terminat cu coada. Ce mai ne trebuie? Să o tragem prin găurica asta, mică. Așa. Am încheiat cu 4. Fiți atente ce fac eu. Fac 2 scăderi. Nu mă mai interesează ce scăderi fac. Vreau doar să mi se mai adune aici. Da? Și acum pot să-mi trag prin... Ce să văd eu cum să o fac. Am făcut un ochi de lanț, cred că îl scot, că nu știu de ce l-am făcut. Și acum intru aici și vreau să intru prin încă o dată prin găurica asta. Ia că s-o prind. Și mai pun, bag o dată. Facem practic niște piciorușe simple, dar prin găurică. Și acum, ca să-mi ies de acolo cu firul, au venit și băieții când am terminat. Mai rămâne decât să tai firul și să îl ascund pe aici. Sper că v-a plăcut, sper că vă plac aceste proiecte. Lăsați în comentariile voastre dacă aveți întrebări și haideți în comunitatea Secretele Croșetei Fermecate ca să ne împărtășiți poze cu lucrările voastre și să fim mai aproape, bineînțeles. Asta e vulpița. Pe data viitoare, pa, pa!